Cele mai multe accidente rutiere au avut loc pe bulevardul Dacia, 82 de accidente rutiere, 7 persoane au decedat și 116 persoane au rămas traumatizate. Ștefan cel Mare, 36 de accidente rutiere, o persoană au decedat și 35 de persoane traumatizate. Șoseaua Hâncești, 33 de accidente, 4 au decedat și 48 persoane au rămas traumatizate. Și care Orhei, Lucașanul trecut, iată, nu aveam o creștere aici, 31 de accidente rutiere, 6 persoane au decedat și 35 de persoane au rămas traumatizate. Aici am luat în calcul cele mai multe accidente cu care au fost înregistrate și unde sunt și traumatizați și decedați.